care au rămas, vreau să pun și observațiuni referitor la acest pasaj din Faptele Apostolilor. În acest pasaj putem observa o trăire a ucenicilor Domnului Iisus Hristos, după cum Domnul Iisus Hristos le-a spus înainte. Ceea ce ne tratează de la bun început este unitatea și dragostea pe care ei o au unii față de alții. Dacă este să ne uităm aici, vedem cum ei caută să aplice în viața lor ceea ce le spusese Domnul Iisus Hristos puțin mai înainte. Dacă citim în Ioan, capitolul 15, 16, 17, acolo le vorbește despre iubire. Iubiți-vă unii pe alții. Să vă iubiți așa cum v-am iubit eu. Și Domnul Iisus Hristos s-a dat pe El însuși ca model de iubire și de dragoste. Au căutat să aplice ceea ce au învățat direct de la Domnul Iisus Hristos, atât în lăuntrul lor, în biserică, cât și în afară, după cum ne spunea și fratele Lucian. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ei și s-a rugat și pentru unitate. Dar Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru unitatea credincioșilor, nu numai de atunci, ci și pentru noi, cei de astăzi. Mă gândeam, cum sunt credincioșii astăzi? Dacă este să venim la adunare și pune cineva o întrebare, de ce vii astăzi la adunare? Pentru ce ai venit? Păi eu vin că mă trimis mama și tata. Păi am auzit că dacă merg la adunare o să meargă mai bine. Păi s-a întâmplat ceva rău cu cineva din familie și am auzit că dacă merg la adunare, poate îl îmbunesc cumva pe Dumnezeu și nu o să mai vină pacul ăsta sau nenorocirea peste mine sau familia mea. Am întâlnit multe gândiri din felul acesta. Și se poate pune și pentru noi care suntem în seara aceasta aici întrebarea, de ce vin la adunare? I-am văzut pe primii creștini că veneau și erau nelipsiți. Stăteau acolo. Și spui întrebarea, ce îi făcea pe ei să fie nelipsiți de acolo? De ce veneau ei la adunare? Cine i-a trăgea? Ce câștigă aveau de acolo? Dacă vă întreabă cineva, sau la care vin Domnul Stafan la dragă, pentru ce ai venit astăzi aici? Pentru ce? Este o întrebare la care fiecare am putea să dăm răspunsul nostru. Unii poate să spună, păi îmi place. Păi toată viața am mers. Spun cei care sunt copii de credincioși. Și acum nu pot să-mi gândesc. Mie e un obicei. Dacă stau acasă, nu pot sta acasă. Că e duminică și trebuie să fac ceva, să vin la o adunare. Cel mai important este scopul cu care venim la adunare. Dacă ești întrebat pe ucenicii de atunci, de ce veniți voi la adunare? Păi mă duc să mă închin. Și citim, sau s-a citit aici, în Faptele Apostolilor, capitolul anterior. Era una. Ei căutau și stăbeau în legătura soțească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, în cereri, în mulțumiri, în învățătura apostolilor. Ei stăbeau și veneau să se închine înaintea Domnului. Era și frângerea pâinii, în stăbeau și lucrul acesta. Vin la adunare ca să slujesc. Da, vin să slujesc. Atunci când stai pe scaun, și exact cum spunea în întâmplarea pe care a spus-o fratele Florin, Doamne, mișcă, Doamne, fă! Vin să slujesc Domnului. Mă rog pentru un suflet care a venit. Mă rog pentru cel care predică. Fac ceva. Vreau să slujesc. Îl laud pe Domnul împreună cu frații sau cu surorile. Cânt din toată inima. Vin să fac ceva. Vin să aduc aportul meu. Dar mai spun și alt lucru, care l-am vedea mai cu belșug. Domnule, vin la adunare să dăruiesc. Cum? Da, să dăruiesc. Domnule, Tu mi-ai dat. Mi-ai dat mie și salariu, și bani, și haine, și mâncare, și toate. Vin în ceea ce mi-ai dat mie să fac parte și altora. Altora care nu au. Și în textul acesta vedem cum ei, primii credincioși, veneau și ceea ce aveau ei, vedeau și la alții. Vreau ca niciunul să vă ducă lipsă. Am văzut cu sora sau cu fratele că nu prea are ce să îmbrăca. Am întrebat-o și nu prea avut ce mânca aseară. Am pus să dau din ce am eu. Și eu mi-aduc aminte de frați credincioși de acum câteva zeci de ani, care aveau ceva prin grădină, erau vremuri acelea cumplite. Dar aveau niște cartofi, aveau niște mălai, aveau lapte. Cum era și veneau din alte părți, pe lângă București, cu o sticlă, două de lapte în geantă. Îi dau lui sora, să-l dau lui frate, are copii sau are putare. Să știu că e bătrânică și nu prea are pensie. Mă duc să dau, mă duc să dăruiesc. El ar fi doar câteva lucruri. De ce vii la adunare? Să mă închin, să slujesc, să dăruiesc. Și bineînțeles, celelalte lucruri. Doamne, vreau să învăț din cuvântul Tău. Doamne, stăvim și noi învățătura apostolului în frângerea pâinii și în legătura frățească. Sunt doar câteva lucruri. Acest prim verset spune așa, mulțimea celor ce crezuseră. Erau mulți care au crezut. Și după întrebarea, cum pot alții să creadă că noi suntem credincioși? Prin ceea ce trăim. Viața noastră, practică cu Domnul Iisus Hristos, atrage.
Și cineva spunea, ceea ce trezește un suflet, este un suflet trezit. Nu un suflet adormit, nu unul moțăit, nu unul care doarme pe cal. Un suflet trezit atrage la Domnul Iisus Hristos și alte suflete. Și acela aduce în casa Domnului și alții, pe alte suflete, ca să audă cuvântul Domnului Iisus Hristos. Deci, ceea ce trezește un suflet, este un suflet trezit. Ne aducem aminte de exemple care sunt în Biblie. Timpul este înaintat și doar să le enumeri, nu o să mai intrăm în detaliu. Naomi și Nora ei. Unde mergi tu? Vreau să merg și eu. A fost trezită în lăuntrul ei și a zis, nu mă voi desparte de tine niciodată. Am văzut felul tău de trăire, felul tău de închinare. Era o păgână. Și cu toate acestea a venit cu poporul Israel și a vrut ca Domnul Dumnezeu cel și-a pământului să fie Dumnezeul ei. De ce? A văzut o viață practică, o viață trăită cu Dumnezeu. Și ceea ce atrage astăzi pe alții la Domnul Iisus Hristos este viața mea, viața ta, viața ta, viața fiecăruia dintre noi. Apoi este în cartea, în cântarea cântărilor. Unde s-a dus preiubitul tău? Haidem să mergem și noi împreună, în capitolul 6, versetul 1 și în continuare. Unde s-a dus? Ne-ai povestit despre El. Este atât de minunat. Ne-a spus atâtea lucruri încât și noi vrem să venim după El. Spunem la alții despre iubitul nostru, Domnul Iisus Hristos, și faptul că El va veni în curând să ne ia, este mirele nostru. Caută și alții să fie îndrăgostiți de Domnul nostru. Sau prea puțin. Domnul să ne ajute și să ne împlăcăreze. Iar în Zaharia mai este o altă expresie. Vrem să mergem cu voi, pentru că Dumnezeu este cu voi. Au văzut alte popoare că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Israel. A văzut viața poporului Israel cu Dumnezeu, în anumite etape. Și au căutat ca și acest Dumnezeu al poporului Israel să fie și Dumnezeul lor. Pentru că vedem că Domnul Dumnezeu cel este Dumnezeul vostru. De aceea vrem să mergem cu voi. Vrem să fim cu voi. Și atunci, va fi exact cum citim aici, o mulțime de cei care vor crede în Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi să înaintăm puțin, care este standardul nostru? Poate avem standarde destul de limitate. A, e prea greu. Sfânt, sfânt, sfânt. Este o expresie despre Domnul Iisus Hristos, despre Dumnezeu. Dar sfinți, sunt și anumiți oameni din Cuvântul lui Dumnezeu, se spune despre ei că au trăit în sfințenie. Sfinți, sfinți, sfinți. Și cineva poate să spună, da, putem trăi așa ceva. Da, putem. Cu ajutorul lui Dumnezeu se poate să trăim sau se poate să țintim la standarde înalte. Ce frumos, acești apostoli, să trăiască o unitate, să aibă totul de plin. Niciunul să nu zică că lucrurile alea stale lui, ale celuilalt, să pună stăpânire, lui mai mare, lui mai mic. Nu. O unitate desăvârșită. De ce? Pentru că ei aveau un standard înalt. Ei îl slujeau pe Domnul Iisus Hristos și nu interesau lucrurile materiale de pe pământul acesta. Pentru lucrul acesta este nevoie de credință, de dragoste și apoi de aplicare. Trebuie ceea ce știm să aplicăm în viața noastră. Nu este suficient să am credința mântuitoare. Domnul spune, să o avem și este necesar să avem credința aceasta ca să mergem în cer. Dar apoi este nevoie de dragoste. Dragostea de frați și apoi dragostea de oameni. Dragostea de cei care sunt în jurul nostru. Și să nu ne oprim la lucrul acesta. Pentru că dacă spune că iubim și rămânem închiși, atunci suntem ca un timpan săgănitor. Sau, cum spune Iacob, la ce ne folosește? Du-te și încălzește-te fără să-l ajutăm cu nimic. Făcând acești ucenici, dacă vedeau pe cineva nevoie, nu zicea, du-te și hrănește-te. Văd că ești plăcut, du-te și mănâncă. Nu! Vino să-ți dau. Vino să te ajut. Vino ca să completez nevoia ta. Urmează și aplicare. Ceea ce lipsește cel mai mult bisericilor astăzi nu este cunoștință. Cunoștință avem din belșug. Avem aproape toți în casele noastre Sfânta Scriptură. Avem cărți lămuritoare asupra Sfintei Scripturi. Sunt emisiuni la televizor, la radio. Sunt atâtea cărți tălmăcite pe înțelesul nostru. Sunt atâtea pagini de internet sau de website-uri din acestea în care putem găsi anumite lămurire asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte, foarte multă informație. Ceea ce lipsește astăzi este aplicație. De aceea, suntem chemați să aplicăm și să trăim și noi ca primii creștini. Este o imagine foarte plastică. Spuneam despre primii creștini, erau mulți.
cum sunt picăturile de rouă și cum sunt boabele de masă. Cineva făcea această comparație. Sunt creștini ca picăturile de rouă și sunt creștini ca boabele de masă. Cineva poate să spună, mie mi-ar place să fiu ca boabele de masă, că-s folositoare, hrănesc, au proteine, ne ajută foarte bine. Da, dar știți care este dezavantajul? Atunci când o gospodină se întâmplă să le verse în greșeală pe podea, pe parchet sau pe gresia din bucătărie, toate se împrăștie. Sar și se împrăștie toate. Nu rămâne una lângă alta. Se împrăștie toate. Pe când roa, boabele acelea mici de roa, se prelind pe frunzele care sunt, ajung o picătură mare, apoi pământ și a văzut cu ani în urmă la munte, dimineața erau uriași micuți, era de la roa și ne spunea ceva de acolo. Numai dimineața îl găsesc. De ce? Pentru că este roa care se adună după iarbă, după frunze, apoi pe la 12 când apare soare și atunci roa dispare și el. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Să dea Dumnezeu ca să fim creștini ca picătură de roa, care să ne adunăm între noi, care să știm unii de alții, să ne iubim și să facem acel șuvoi, acel curiaș care să ducem spre Domnul Iisus Hristos. Nu ca boabele de masă care să răspândesc fiecare. Să venim la adunarea, nu mai știe niciunul unul de altul. Nu știe despre probleme, nu despre celelalte lucruri. Fiecare încotro apucă. Nu stă unul lângă altul. Mi-am mai notat câte ceva aici referitor la acest pasaj. Care ar fi condițiile de bază ca să poată trăi în această unitate și dragoste în care trăiau primii creștini? Cel puțin sunt, mi-am notat patru lucruri importante. Bineînțeles că lista poate continua. În primul rând trebuie să fie născut din nou. Să fie născut din Domnul Iisus Hristos. Da, trebuie nașterea din nou. Nu cumva păcălire, pentru că sunt alții care se păcălesc. În privința aceasta m-aș gândi la exemplul nevestei lui Lot. Nevasta lui Lot a fost convinsă că e rău să rămână acolo. A fost lămurită că dacă rămâne acolo pierd. Dar n-a fost schimbată în lăuntrul ei. Pentru că inima ei a fost tot în lume. Drumul ei trebuia să ajungă în Țoar. Dar s-a oprit pe drum și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. De ce? Nu că n-avea putere Domnul să o ducă și pe ea acolo, ci pentru că inima ei n-a fost schimbată. Nu s-a lăsat schimbată. Cu toate că Domnul a căutat să o forțeze prin Îngerul lui, să o scape de acolo, să o salveze, ea nu a rămas decât convinsă cu mintea, lămurită de împrejurări și atât. Sunt foarte mulți care vin în adunările creștine convinși în mintea lor de anumite lucruri care ar putea să vină peste ei ca necazul. Se știe că atunci după ce vine un cutremur, adunările se umple. Și așa am văzut și la noi aici, cu ani în urmă. După Revoluție, imediat adunarea s-a umplut. A venit bogat, nu știa ce se întâmplă, lumea. Vine ceva după noi, suntem convinși că vine ceva rău. Ne ducem la adunare. Dar inima nu era schimbată de Domnul Iisus Hristos. A fost doar convinsă, lămurită de anumite lucruri istorice sau anumite lucruri dezastruoase care se întâmplă și atât. A mers un drum, după care, cu inima înapoi către ce a lăsat acolo, s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Nu este suficient să veniți la adunare. Venirea la adunare nu vă mântuiește. Și venirea la adunare nu vă poate face oameni după voia lui Dumnezeu. Ci numai întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când pui genunchii jos și îți pare rău, Doamne, ai milă de mine păcătosul, ai milă de mine păcătoasa. Doamne, vreau ca să fiu schimbat înăuntru meu, vreau ca să te iubesc pe tine toată viața mea și să nu dau înapoi, te rog. Al doilea lucru. Un credincios fără vicleșug. Ce ar fi fost dacă între ei fiecare ar fi fost cu vicleșug? Știți ce înseamnă vicleșug? Șmecherie. Sau ceva de felul acesta. Și găsim în Faptele Apostolilor imediat, o să studiați mai departe. Cum o să vină și unii o să-și oprească o parte din bani, alții să facă nu știu ce. Ei, lasă că nu o să știe toți. Un creștin fără vicleșug. Și m-am dus cu gândul la Natanael, despre care spune Domnul Iisus Hristos. Iată un israelit în care nu găsesc vicleșug sau care nu este vicleșug. Și mi-a făcut expresia aceea, israelit în care nu este vicleșug. Și de ce spune Domnul Iisus lucrul acesta? Cine era strămoșul lui Natanael? Israel sau Iacob? Știți cine era Iacob? Înșelător, mincinos, cel care a căutat, a vrut binecuvântarea lui Esau, l-a înșelat pe Labana, a făcut putere lucruri. Tot felul
multe lucruri din acestea. Și să știe că evreii, unde sunt, prin șmecherii, prin cum fac ei, ei sunt totdeauna la suprafață, ei sunt deasupra, prin tot felul de mijloace. Și iată că între aceștia mulți, Domnul Iisus Hristos remarcă un. Iată un israelit care nu este bicășul. Și acesta era Natanael. La fel trebuie să fie și despre noi. Doamne, ajută-mă ca să fiu fără bicășul. Fără bicășul în treburile adunării, în relațiile cu frații, cu surorile. Nu să-i păcălesc. Nu să ascund acasă nu știu ce lucruri și mă duc la urmare. Doamne, n-am. Doamne, dă-mi sau să-mi dea frații să mă ajute. Și acolo eu am cine știe ce limuzină acasă sau în spate și nu mă duc iată, nu știu, nu vin la urmare. Dar să mă ajute frații, să-mi dea de mâncare sau să-mi dea haine la copii sau nu știu cum. Fără vicleșu. Deci pe, din familia aceasta de șmecher, de înșelător, iată că Dumnezeu a găsit. Și se poate și astăzi ca să fie creștini fără vicleșu. Acolo erau israeliți, prin cu vicleșu. Dar a găsit Domnul unul. Și cu siguranță că sunt și în adunarea aceasta creștini fără vicleșu. Apoi mai este ceva, al treilea lucru. Fără gânduri preconcepute sau fără prejudecate. Să vină la adunare fără gânduri preconcepute sau fără ca să te gândești la lucruri. A, apoi o să vorbească iară cu tare, dar de ce să mai zic? Dar iar o să vină să ceară sau să zică sau să dea punga de colectă sau să facă cu lucruri. Păi știm noi, Doamne, că se pune acolo și ia cu tare și cu tare și face. Fără gânduri preconcepute. Așa au trăit primii creștini. Dacă aveau gânduri în inima lor ascunse, nu mai dădea niciunul nimic. Aveau încredere unii în alții. Asta înseamnă. Și Domnul dorește asta și de la noi. Ca să ajungem la acel standard înalt. Dau. Eu dau Domnului. Dar El dă? Păi și eu dacă dau atâta, păi ce se întâmplă cu celălalt? Nu se poate chiar așa. Și apar tot felul de gânduri. De aceea Domnul vrea ca să fim fără gânduri preconcepute, fără să ne să avem prejudecăți. Mă refer acum tot la Natanael, la partea un pic negativă înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus. Înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus, când Filip îl cheamă, are și el o prejudecată și spune, dar poate ieși ceva bun din Nazaret? Dar poate ieși ceva bun? Păi nu știi că de acolo nu iese nimeni bun, Domnule. Acolo oameni răi, n-au serviciu, se duce vestea că sunt femei ușuratice, sunt nu știu cum și nu știu ce. Tot felul de lucruri rele acolo. Cum poate ieși ceva bun de acolo? Păi, Doamne, dacă mă duc la adunare, pe am auzit atâtea lucruri, am auzit că, cum se spunea pe vreme, se strige lumina, sau ia fac cu tare, sau cu tare lucruri, la alte biserici, că se spală picioare și că nu știu ce lucruri. Doamne, cum să mă duc acolo? Sau ce să fac acolo? Sau să dau acolo? Sau să ajut acolo? Și vin oamenii cu gânduri preconcepute. Păi când Domnul vrea să fim cu o inimă sinceră, deschisă înaintea Lui. Să lăsăm prejudecățile la o parte. De ce? Pentru că și din Nazaret a ieșit ceva bun. A ieșit Domnul Iisus Hristos. Și acum aș face o aplicație. Sunt părinți sau chiar predicatori sau cei care se ocupă la grupele de copii și de tineri care spun în felul acesta. Poate ieși ceva bun în copilul ăla? Nu vezi câtă zbă băiat este? Nu vezi că el este așa de rău și așa de prins de lume și de astea toată ziua acolo și acolo. Nu poate și nimic bun de tine. Dar știți ce? În mâna Domnului Iisus Hristos, în planul lui Dumnezeu, poate ieși ceva bun. Indiferent cum este el. Și sunt părinți care spun, nu mai poate ieși nimic din ăsta. A început să bea, să fumeze, a început să o drocheze, bași cu cel în ureche, bași... Ce să iasă din ăsta? Nu o să mai iasă nimic. Ba da, poate ieși. Poate ieși misionarul de mâine. Dacă se lasă lucrat de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu poate face lucrări mari. Ideea sau lucrul important este să nu venim cu gânduri preconcepute la Dumnezeu și la adunarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o vede sfântă. Nu văd nicio fată în Israel sau, am putea parafraza noi astăzi, în adunarea Domnului. Alt lucru. Îngăduiți-vă unii pe alții, spune la Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă nu s-ar fi îngăduit, n-ar fi putut rezista unul lângă altul. Păi cum? Ăla e cam bătrân. Cum să stea bătrân și tânărul unul lângă altul? Nu poți să-l supăr. Păi el are privirea cam îngustă, nu se poate schimba niciodată. Păi, ai tânăr, e prea libertin, prea cu tare și cu tare lucru. Nu poți să-l umbi. Nu poți să stau. Îngăduiți-vă unii pe alții. Sunt generații diferite. Și așa ne-a așezat Dumnezeu. Nu se poate. Altfel n-ar fi, nu s-ar fi perpetuat specia umană dacă n-ar fi și tineri și copii și oameni în vârstă. Pentru că unii aduc pe ceilalți și așa cresc unii după alții. De aceea,
trebuie să ne îngăduim unii pe alții și să ne îngăduim cu dragostea Domnului Iisus Hristos. Să fim fără încăpățânare, cam așa s-ar traduce, să nu te încăpățânezi. Am să dau un exemplu cu care voi încheia. Se spune despre un tânăr capitan de vas, un vas mare, a ajuns și el. În sfârșit se bucura. Cine mai este ca el? A început să dea comenzi într-o parte și în alta, ordine. Într-o zi, când era undeva pe ocean, ajunge într-o anumită direcție și unul din subalternii spune: se vede o lumină la orizont. Au, n-are nimic. Lasă să ne apropiem. Se mai apropie și iarăși îi spune: ne-am apropiat de acea lumină. Trebuie să dăm un semnal. Și atunci capitanul spune: dacă ei n-au dat niciun semnal, le dăm noi. Să se dea la o parte 5 grade la nord. Și celălalt se duce și spune: capitanul a spus să vă dați 5 grade la nord. Și primește răspuns prin morse: nu, dați-vă voi numai 2 grade la sud. Și acesta, capitanul proporționat, a zis: cum? Cum? Eu sunt capitanul, n-a spus de mine. S-a dus, a luat telecomandă și a zis: eu sunt capitanul, oricum să vă dați 5 grade la nord. Peste câteva minute spune din nou: nu, eu nu mă voi da. Dați-vă dumneavoastră 2 grade spre sud. Omul stă puțin în timp și ceilalți subalterni, capitanul după acolo, observă că se apropie foarte mult și spune: capitane, ce face? Și atunci, nervos, se duce în pălată și spune: v-am spus că vă dați 5 grade la nord, dacă nu, intru voi. Primește imediat răspunsul: ok, dați-vă dumneavoastră 2 grade, pentru că eu nu mă pot da de aici. Sunt farul de pe o stâncă. Și n-a mai avut timp să dea la o parte și s-a ispit și corabia și vaporul acesta mare s-a scufundat în ocean. De ce? A fost încăpățânat. N-am pus să dea câteva grade. Dacă nu faci ca mine, dacă nu faci ca mine. Ce învățăm de aici? Îngăduiți-vă unii pe alții, fraților. 2 grade, tu, 3, celălalt. Putem să ne îngăduim unii pe alții. Pentru că așa ne-a așezat Domnul. Să trăim împreună unii cu alții. Se poate să trăim unitatea primilor creștini din faptul apostolilor. Apoi ceilalți vor credea în noi, dacă trăim aceste lucruri. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.